Discutăm în cele ce urmează cu europarlamentarul Partidului Național Liberal, Gheorghe Falcă, aflat în legătură directă cu noi. Bună ziua, domnule Falcă! Bună ziua! Așadar, ne uităm la Carl Neamăr și la declarațiile pe care le-a avut aici. A venit în țara noastră, efectiv ne-a umilit din nou, inclusiv după discuția pe care a avut-o la Palatul Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis. Spunea Carl Neamăr că foaia de parcurs pentru extinderea Schengen depinde de combaterea migrației ilegale. Încă o dată un subiect care până la urmă nu este întru totul așa cum trebuie în privința țării noastre, pentru că au fost demontate toate acuzațiile aduse de Austria. Intrăm sau nu în Schengen? Și cu granițele terestre. Partidului Popular European este mai mult decât discuția despre intrarea României și Bulgariei în Schengen. Congresul Partidului Popular European a fost despre programul pe care o să-l avem în următorii 5 ani la nivel european, pe domeniul de dezvoltare a economiei, a industriei, sprijinul fermierilor, modul în care va funcționa Uniunea Europeană în viitor, extinderea, și aici noi avem un interes pentru intrarea Republicii Moldova și a Balcanilor de vest în Uniunea Europeană. Evident că România și Bulgaria a dorit ca în manifestul Partidului Popular European să primească sprijinul pentru aderarea României și Bulgariei la Schengen. Așa cum știți, în negocierile pe care le-a avut România folosind partenerii europeni și americani, am obținut o primă etapă de intrare din 31 martie în Schengenul aerian și în Schengenul maritim. Mai mult de atât, Austria a cerut Uniunii Europene noi politici de migrație și azil. Noi lucrăm la noua lege pe migrație și azil, ea va fi finalizată în Parlamentul European împreună cu Comisia Europeană în luna septembrie. Îndeplinim condițiile pe care le spune Neamăr și pe care le-ați auzit în discursul lui, cu dorința de a întări frontierele externe ale Uniunii Europene, cu mai mulți bani pentru țările care sunt la frontierele externe, ceea ce ne avantajează și pe noi, pentru că până una alta suntem în frontiera externă. Pentru zona de azil, adică oamenii care vin și lucrează într-o țară, dar pleacă din țara respectivă într-o altă țară, dacă găsiți că lucrează ilegal, să plece acasă. Acestea sunt solicitările domnului Neamăr, care sunt deja bine punctate în viitoare lege a migrației și azilului. Deci noi avem speranță că în toamnă putem finaliza această negociere cu Austria și să primim acceptul în jai de a intra în etapa a doua de Schengen și a finaliza acest proces. Domnule Falcă, am văzut toate eforturile depuse de oficialii români pentru a îndeplini toate aceste condiții cerute, care de altfel au și fost îndeplinite, așa cum spuneați și dumneavoastră. Totuși, vedem în continuare o aroganță extremă venită din partea lui Carl Neamăr. De ce? Neamăr nu se putea schimba și nici nu cred că s-a așteptat cineva ca Neamăr să vină să ne spună astăzi, știți, intrați în Schengen, a venit la București să spună acest lucru. Neamăr are un concept referitor la migrație. El s-a adresat în discursul lui Uniunii Europene și doamnei Ursula von der Leyen pentru că el așa vede tema migrației. Dar, așa cum a spus, și Uniunea Europeană a îmbrățișat solicitarea lui Neamăr și are în lucru această legislație. Până nu se finalizează legislația, el va rămâne în această poziție. În momentul în care legislația va fi finalizată, evident, trecem în etapa a doua și se deblochează proiectul Schengen. Neamăr nu poate fi schimbat pentru că el face această politică adresându-se în special oamenilor din Austria. El, având alegeri în luna septembrie, își joacă această carte a migrației. Uitați-vă că și în America Donald Trump lucrează tot pe tema migrației, doar că acolo se vorbește despre migrația din sud, din zona Mexicului. Domnule Falcă, acum, cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să vă pun și o întrebare pe plan intern. Astăzi, la ora 12, este ședința Coaliției de Guvernare, o ședință decisivă în care ar putea fi decis candidatul comun PSD-PNL pentru
deschiderea listei la alegerile europarlamentare. Cine ar putea fi acesta, domnule Falcă? Vă dați seama că n-am cum să știu eu astăzi de la Arad, pentru că ieri am plecat din București. Cred că în momentul în care se va definitiva persoana, coaliția va comunica și lucrurile o să meargă mai departe în pregătirea atât pentru alegerile europarlamentare, cât și pentru alegerile locale, pentru că... Dar care sunt aceste variante de candidați pentru deschiderea listei? Care este această femeie perfectă care se caută? Nu o știu eu acum ca și nume, dar îmbucurător ar fi să cunoască procedurile de la nivel european, modul în care funcționează Parlamentul European, pentru că eu, înainte de a ajunge în 2019 în Parlamentul European, 9 ani de zile am fost în comitetul regiunilor la Bruxelles, am fost reprezentantul primarilor de municipii la Bruxelles. Atunci când m-am dus la Bruxelles, nu am învățat ușile, sălile, ci am învățat procedurile. Și dacă vă uitați în platforma Parlamentului European, am 41 de rapoarte, am 2600 de amendamente. Asta înseamnă că sunt un om implicat în legiferarea europeană. Tot astăzi, în ședința Coaliției de Guvernare, se stabilește și ce se întâmplă cu acea ordonanță a traseismului. Până la urmă, ce vrea PNL? Vrem să fie o ordonanță a funcționabilității și nu a traseismului. Cred că traseismul nu trebuie încurajat de nimeni. Cred că partidele pot să aibă niște protocoale între ele pentru a nu-și lua primari. Nici nu cred că e frumos să fii azi creștin democrat și mâine socialist, pentru că trebuie să te uiți la cariera ta politică, te vor judeca oamenii după un anumit timp. Indiferent că tu mai câștigi un mandat de primar, te vor judeca mai târziu la bătrânețe pentru gestul pe care l-ai făcut. E ca și cum ai un divorț în familie și mai devreme sau mai târziu copiii te judecă. Vedem totuși că ați pierdut până acum aproximativ 150 de primari care s-au dus spre social-democrații și există riscul să mai pierdeți. Până la urmă, vă deranjează această ordonanță a traseismului sau doar este vorba despre o lovitură de imagine pe care ați putea o primi, pentru că nu uităm ședința care a avut loc ultima oară între dumneavoastră liberalii și știm ce scandal a fost acolo din această cauză. Bun, nu cred că am pierdut 150 de primari, am pierdut mai puțin, dar eu cred că dacă vrem să fim parteneri onești, dacă vrem să lucrăm împreună, dacă vorbim de stabilitate, dacă vorbim de proiecte mari, de sprijin comun, atunci trebuie să oprim dorința de a fura primari unii de la alții. Eu spun din ambele direcții, nu doar dintr-o singură direcție. Eu nu sunt de acord nici cu venirea unui primar de la USR. Oamenii aceia trebuie să își rămână în electoratul în care l-au, în politicile pe care le-au făcut până acum și să fim serioși, pentru că părem neserioși ca și clasă politică în momentul în care acceptăm traseismul. Vă mulțumesc tare mult pentru intervenția dumneavoastră, Gheorghe Falcă.